Camerele de supraveghere din zonă au surprins momentul în care rulota a explodat. Cu câteva clipe înainte de deflagrație, se poate observa bărbatul care își ține fiica de 3 ani în brațe. Deodată, suflul exploziei îi cuprinde pe amândoi, iar omul aleargă disperat cu copilul în toate direcțiile, din dorința de a stinge văpaia. După câteva momente, duce copilul la mașină și cere ajutor medical. Medicii au decis să trimită în zonă un elicopter de la Târgu Mureș. Copila de doar 3 ani a fost transferată noaptea trecută în capitală. Aceasta este în stare gravă. Fetița este intubată și prezintă arsuri de gradul 2 la nivelul feței, mâinilor și gambelor. În zilele următoare aceasta va fi pansată, iar în funcție de cum va evolua starea ei de sănătate, medicii de aici, de la Grigore Alexandrescu, vor decide dacă aceasta va fi sau nu supusă unei intervenții chirurgicale de grefare. Deocamdată suntem rezervați, cel puțin la nivelul mâinilor. Par niște arsuri puțin mai profunde și trebuie văzut în următoarele zile cum evoluează arsura. Așa ea deocamdată este stabilă. Explozia urmată de incendiu în care fetița a fost rănită a avut loc în localitatea maramureșeană Botiza. Copila se afla în brațele tatălui în momentul în care rulota, în care se pregătea și vindea mâncare de tip fast food, a explodat. Bărbatul în vârstă de 28 de ani își aștepta comanda. La fața locului au intervenit 3 echipaje EPASMURD, 2 echipaje SAJ, un echipaj de stingere de la Bogdan Vodă. Victimele au fost transportate, unele preluate de pe drum pentru că începuseră să se deplaseze cu mijloace proprii. 4 victime au fost transportate la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare. 2 dintre ei cu arsuri de 15% vor urca pe secția chirurgie plastică patule de arș. Iar ceilalți 2, situația e felul următor, un pacient de 40 de ani cu 40% aproximativ arsuri față mâini, care va merge pe secția de terapie intensivă, și o pacientă de 26 de ani intubată cu arsuri ale căilor respiratorii în proporție de 15%. Din primele informații, explozia s-ar fi produs din cauza unei butelii. Polițiștii fac cercetări în acest caz pentru a stabili cu exactitate cum s-a întâmplat totul.